seria di Sergio Leone de Western, Macaroni Western, da? Și, după cum ziceam mai înainte, Ennio Morricone, fiind trompetist, știa foarte bine instrumentul. Tehnic următoarea piesă dovedește acest lucru, pentru că el a scris o mare, mare dragoste această melodie, această temă care caracterizează pe un personaj dur, însă totodată și foarte sensibil în sufletul. Istoria este o istorie foarte tristă și foarte optimistă totodată, pentru că filmul este bazat pe un fapt real. Oscar Schindler, un colaborator al Germaniei naziste, în fabricile sale care lucrau pentru armata germană, lucrau evrei, mulți evrei din lagărele de concentrare, inclusiv Auschwitz, inclusiv cam de peste tot. El a reușit să salveze mai mult de 5.000 de vieți, trecând, asta este chestia filmului, trecând prin fabricile sale și a reușit să salveze mai mult de 5.000 de vieți, care, pe urmă, au fost cei care au fost salvați, au fost foarte recunoscători și el, pe urmă, chiar dacă a colaborat cu Germania nazistă, a fost salvat de cei mai buni avocați din lume, care pe urmă i-au acordat cetățenie evreilor.
ultimele măsuri, sau ultimele măsuri, ca un instrument de protejare, ultimele cadre, primul este autonicul, iar ultimele cadre sunt colori. În ultimele cadre vin cei care au fost salvați, sau urmașii celor salvați, vin și pun câte o pietricică la momentul lui Oscar Schindler. De asta și se numește lista lui Schindler, pentru că a fost o listă enormă. Iar doar la lui Isaac Perelman, eu consider că este cel mai bun, dar nu cel mai bun de lume, cântă tema, așa se numește tema, din lista lui Schindler. Orchestrația aceasta, țin să spun acest lucru de aparat, orchestrația aceasta a făcut-o pentru mine, Carlo Bellina, maestrul clarinet de Europa, dirijor, pianist, orchestrator, muzician, eu cred că lumea din Oradea îl cunoaște pentru că sigur a dirijat aici, sigur a avut concerte de ștampunare. Iar maestrul Roth a fost deținut, a fost un deținut al lagului Auschwitz. Și ca prin minune s-a salvat din acest lagăr. Și până acum